oricum înțeleg că de fapt se reduce și costul la jumate. La jumate, adică față de combustibil, nu? Da, rumplin pentru o mașină electrică ajunge undeva la 150 de lei, iar un plin de benzină sau costurile unei mașini convenționale și ajung la 400 de lei. Wow. Deci, da, și sunt deja studii care arată că faci o economie pe an de aproape 1000 de euro. Și tu când ai descoperit mașina electrică? Când am filmat pentru documentarul 10. Totuși era un documentar pe care urma să-l prezentăm într-un festival de tehnologii verzi. Da. Și atunci automat mașina electrică era pe listă. Și atunci chiar la filmări ne-am deplasat la toate filmările cu mașina electrică pentru a ne reduce amprenta de carbon. Mai există în România oameni care mai speră, care mai luptă, care acționează? Noi credem că da. Așa că am plecat să-i căutăm, să-i scoatem la lumină, să-i arătăm țării și lumii. Filmul surprinde oameni și proiecte și idei existente în România pe zona de sustenabilitate. Da. E un film pentru oricine e curios să-l vadă pe 10film.ro, poate fi văzut online gratuit. Urmărind filmul spui, nu mi-am imaginat că așa ceva poate exista în România. Vorbim de construcții sustenabile, de mașini electrice, construcții verzi. Da, da, de permacultură, adică de culturi 100% bio sustenabile, și sustenabile. Da. Da? Se numește 10 pentru că este... E vorba de excelență. Nota excelențe. Conceptul a fost să avem 10 povești, 10 oameni, dar a fost imposibil pentru că aveam deja prea multe. Și acesta e motivul pentru care deja e gândit să fie o serie de documentare cu astfel de povești din România.